În continuare, îl invit pe domnul general Marian Tutilescu, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, în prezent expert senior asociat la New Strategy Center. Domnule general, bine ați venit la conferința noastră. Aveți cuvânt. Vă mulțumesc pentru invitație și, așa cum am spus-o și la un panel precedent, felicitări organizatorilor pentru această idee. Ceea ce mi-am propus să analizez astăzi, de fapt, poate că e impropriu spus analiză, să trag câteva concluzii în ceea ce privește impactul pandemiei de COVID-19 asupra migrației la nivel global, european și național. Probabil că unii dintre cei care ne ascultă se vor întreba ce sens are să discutăm despre migrație într-un panel în care analizăm amenințările de securitate sau ce vom face în era post-pandemică în domeniul acesta al securității interne. Ori precedentele situații din domeniul migrației ne arată că acesta este un fenomen cu dimensiuni globale, dar și cu un impact extraordinar de mare asupra nivelului de securitate. Dacă ne referim strict la valul de migrație generat de războiul sirian în 2015, știm foarte bine că el a afectat major structurile sau, mă rog, aproape toate statele membre ale Uniunii Europene și nu numai, chiar și statele din vecinătate, de pe traseele rutelor migratorii, și că a zdruncinat serios încrederea cetățenilor în capacitatea Uniunii Europene de a rezolva niște probleme ca aceasta. De aceea mi-am propus să vă prezint câteva concluzii referitoare la impactul pe care migrația sau pe care pandemia de COVID-19 a avut-o asupra migrației. Voi spune așadar că anul 2020 a fost un an aparte în istoria migrației, în general, și mai ales acelei nereglementate sau ilegale, cum îndeobște este cunoscută, în condițiile în care multe țări au introdus restricții de călătorie de mobilitate pentru a împiedica răspândirea COVID-19. După 11 martie 2020, când Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că lumea se confruntă cu o pandemie la nivel global, numeroase țări au luat măsuri de închidere a frontierelor și au introdus restricții de călătorie, tocmai în această încercare de a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2. În aprilie 2020, Pew Research Center a raportat că 91% din populația lumii trăia într-o țară care a impus restricții privind intrarea pe teritoriul său a persoanelor nerezidente sau care nu aveau cetățenia acelei țări. Organizația Mondială pentru Migrație, în raportul său din 4 ianuarie 2021 privind Global Mobility Restriction Overview, menționa faptul că 226 de țări, teritorii sau regiuni au emis 111.879 de măsuri restrictive pentru efectuarea călătoriilor. Dintre acestea, 29.000 au fost raportate ca restricții de intrare pe teritoriul lor, iar 81 sau aproape 82.000 au fost raportate ca și condiții de intrare autorizată. Trebuie să menționăm însă că datele statistice din această perioadă au și un grad de relativitate, pentru că pandemia a afectat și activitatea birourilor naționale de statistică, dar atât pe plan național, sau a birourilor de statistică, atât a celor naționale, cât și a celor aparținând unor organizații precum Organizația Națiunilor Unite,
Spre exemplu, Organizația Națiunilor Unite a renunțat în 91% din situații la culegerea datelor prin contactul direct. Așadar, o primă concluzie ce se poate desprinde din studiul datelor statistice în ceea ce privește evoluția migrației la nivel global, este aceea că după ani de creștere continuă, aceasta a scăzut semnificativ în anul 2020. Conform statisticilor Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite, cunoscut în deopște sub numele, sub acronimul UNDESA, numărul migranților la nivel mondial a crescut de la 221 de milioane în 2010 la 281 de milioane în 2020. Atenție, pe un interval de 10 ani. Dacă însă ne referim strict la anul 2020, în prima jumătate a acestuia, conform estimărilor aceleiași organizații, numărul migranților a scăzut cu aproape 2 milioane. Cu alte cuvinte, raportat la trendul crescător anterior, această evoluție corespunde unei scăderi efective cu 27% față de creșterea așteptată, față de creșterea prognozată în raport cu valorile anterioare. Această situație s-a manifestat și în ceea ce privește migrația la nivelul Uniunii Europene. Conform datelor Eurostat, în anul 2019 au imigrat către Uniunea Europeană 2,7 milioane de persoane, cifră care în anul, deci în 2019, iar în anul 2020 această cifră s-a redus la 1,9 milioane, cu alte cuvinte, mai puțin 800 de mii de persoane. În consecință, populația Uniunii Europene a scăzut cu aproape 300 de mii de persoane, în cifre absolute de la 447,3 milioane la 447 de milioane, deoarece s-au înregistrat mai puține nașteri, mai multe decese și o migrație netă mult mai redusă. În ceea ce privește intrările neregulamentare sau ilegale în migrația ilegală, valorile migrației ilegale în Uniunea Europeană, numărul acestora a scăzut cu 12% în 2020, comparativ cu anul 2019. Un studiu efectuat de mai multe organizații ale Națiunilor Unite și coordonat de Comisariatul Națiunilor Unite pentru un alt comisariat al Națiunilor Unite pentru refugiați, constata că fluxul de refugiați a scăzut dramatic în prima jumătate a anului 2020. Cele patru agenții implicate în acest studiu concluzionau că anul 2020 urma să înregistreze o scădere istorică pentru migrația internațională în țările membre ale G20 și ale Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare. Acest lucru s-a și întâmplat. În anul 2020, fluxurile de migrație au scăzut cu 54% față de anul 2019. Sigur, ne referim aici la fenomenul migrației în general, care include atât migrația legală cât și migrația ilegală și, sigur, în categoria migrației ilegale avem în vedere migrația în scop de muncă. Trebuie de asemenea să reamintim faptul că circa 3 milioane de migranți s-au găsit în situația de a nu se mai putea întoarce în țara de origine datorită restricțiilor de călătorie impuse de către țările de tranzit. Cunoaștem bine și situația cetățenilor români care s-au confruntat cu această problemă datorită restricțiilor de călătorie impuse de statul maghiar la începutul anului 2020. O a doua concluzie este aceea că în încercarea lor de a ajunge în țările de destinație, migranții aflați în situație neregulamentară, adică ilegală, au continuat să facă călătorii periculoase, situație care a condus la creșterea numărului de decese sau de persoane date dispărute pe mare. Aceasta este o constatare oarecum paradoxală, pentru că dacă pe ansamblu numărul trecerilor ilegale către Uniunea, intrărilor ilegale pe teritoriul Uniunii Europene a scăzut cu 12%, veți vedea din câteva date statistice că numărul deceselor a crescut. Iată, în 2020 au fost declarate decedate sau dispărute pe mare 2268 de persoane,
față de numai 2095 în anul 2019. Vă spuneam că numărul trecerilor ilegale a scăzut de la 142 către Uniunea Europeană, a scăzut de la 142.000 în 2019 la 125.000 în 2020. Această scădere a fost cea mai mare înregistrată din 2013 încoace, an în care au fost înregistrate 107.000 astfel de treceri ilegale. În ansamblu trecerilor ilegale, trecerile pe mare au continuat să dețină o pondere importantă, respectiv 68% din total, ceea ce explică și numărul mare de victime. Sigur, discutăm aici de câteva rute, ruta Mediteranei Centrale cu îmbarcare de pe țărmurile Africii de Nord, mai precis din Libia, către insula Lampedusa și țărmurile Italiei. Această rută a continuat să facă victime datorită embarcațiilor extrem de uzate, folosite și asupra aglomerărilor de către rețelele de trafic de migranți din Libia. Trebuie să menționăm însă și tendința utilizării unor noi rute care să evite rutele tradiționale și mă refer aici la ruta Mediteranei de vest între nord-vestul Africii și insulele Canare, care aparțin Spaniei. Aici aș vrea să menționez că dacă această rută avea în 2019 o valoare de 2700 de treceri, în 2020 a crescut la 21.400, deci aproape de 10 ori. Această rută înregistra în medie 50 de morți în fiecare an, până în anul 2019, când numărul acestora a crescut la 210, iar în 2020 numărul morților pe această rută a depășit 500 de persoane. Trebuie să remarcăm faptul că în anul 2021 numărul deceselor pe mare, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, a crescut de la, statistica include de 8 luni, a crescut de la 954 la 1904, deci practic s-a dublat. Ar mai trebui menționat și faptul că anul 2021, în ansamblu său, înregistrează o creștere semnificativă a trecerilor ilegale pe aproape toate culoarele de migrație spre Uniunea Europeană, exceptând culoarul Mediteranei de Est, prin Marea Egee spre Grecia, care s-a diminuat semnificativ cu 76%. Celelalte rute însă au înregistrat creșteri semnificative, iată culoarul Mediteranei Centrale, așa cum spuneam, din nordul Africii către Italia cu 102% creștere, Balcanii de vest din Grecia prin Albania, de fapt originea e din Turcia, Turcia-Grecia prin Albania, Macedonia de Nord, Serbia, creșterea este de 100%. Acest culoar trebuie să... Adică știm cu toții că acest culoar influențează semnificativ și situația din România și voi prezenta câteva cifre privind migrația în România. De asemenea, pe Mediterana de vest, dintre Algeria spre Maroc, creșterea e de 66%, iar Africa de vest, ceea ce am discutat înainte, pe Mediterana către insulele Canare, creșterea este de 118%. Așa cum spuneam, la nivel național, în 2020, România a făcut oarecum o notă discordantă în raport cu situația, cu trendul înregistrat la nivel global și la nivelul Uniunii Europene, în sensul că în 2020 numărul trecerilor ilegale față de 2019 a crescut cu 184%, iar în primele luni ale, în primele 6 luni ale acestui an, trendul se menține în continuare ascendent, numărul fiind cu 200% mai mare față de perioada similară din 2020. Există și o explicație, pe de o parte depozitul de migranți, stocul de migranți existent în Serbia și
încercarea multor migranți, fie din Bulgaria, fie din Serbia, să ajungă ascunși în mijloacele de transport sau folosind acte contrafăcute la frontiera Uniunii Europene, la frontiera, de fapt, a spațiului Schengen. O altă concluzie care rezultă din studiul organismelor internaționale și această concluzie se raportează la titlul temei noastre, impactul migrației, impactul epidemiei, pandemiei asupra migrației, este aceea că migranții se confruntă cu riscuri de sănătate mai ridicate în această perioadă datorită unor cauze precum accesul limitat la asigurările de sănătate, condițiile de locuit precare, caracterizate în general prin supraaglomerarea spațiilor de locuit. Mă refer aici îndeosebi la acele locații sau la acele tabere în care migranții sunt găzduiți temporar. De asemenea, și faptul că natura activităților pe care aceștia le desfășoară, mă refer la migranții în situație reglementată, în situație legală, nu le permite munca de la distanță, pentru că cei mai mulți dintre ei sunt angajați în domenii precum menținerea curățeniei, servicii de pază. În pofida numărului redus de date statistice referitoare la sănătatea în rândul migranților, se poate totuși concluziona din studiul datelor existente și la care am avut acces că incidența infectării cu SARS-CoV-2 este mai mare în rândul migranților decât în rândul populației autohtone. O să vă dau doar câteva cifre. Cauzele le-am precizat anterior. Deci, 31% din cazurile confirmate în Norvegia proveneau din rândul migranților. În Suedia, 32%, în condițiile în care incidența în rândul populației autohtone în aceste țări a fost între 19 și 20%. În Danemarca, 18%, dublu față de incidența în rândul populației autohtone. În Portugalia, 24% din infecțiile cu SARS-CoV-2 înregistrate în Lisabona provin din rândul migranților, aceștia reprezentând doar 11% din populația zonei metropolitane. Doar Italia face o notă discordantă cu o rată de infecție de doar 5%, în condițiile în care rata de îmbolnăvire a populației autohtone a fost dublă. Sigur, explicația este cunoscută și de noi. Știm foarte bine ceea ce s-a întâmplat în primul val în anumite provincii din Italia și anume faptul că a fost afectată populația îmbătrânită, în timp ce migranții, în majoritatea lor, sunt mai tineri. Referire la acest aspect, aș vrea să menționez și faptul că toate statele membre au oferit accesul gratuit la tratamentul pentru SARS-CoV-2 tuturor categoriilor de migranți și familiilor acestora. Aceeași concluzie, sigur, cu un anumit grad de relativitate datorită datelor statistice existente, este aceea că numărul persoanelor decedate provenind din rândul migranților a fost mai mare decât ce provenind din rândul populației autohtone. Nu o să intru în detalii, deși într-o oarecare măsură ele sunt interesante. Aș vrea să mă opresc doar la o concluzie, și anume aceea că pandemia de SARS-CoV-2 a schimbat într-o oarecare măsură percepția publică față de migrație, mai ales față de migrația reglementată, migrația legală. S-a apreciat faptul că mulți dintre migranți care și-au desfășurat activitatea în cadrul serviciilor de sănătate publică s-au expus pericolului și au contribuit la salvarea vieții multor cetățeni. De asemenea, o parte dintre ei au lucrat în domenii esențiale și în alte domenii esențiale pe care le-am menționat anterior. În fine, o altă concluzie referitoare la impactul migrației a fost cea referitoare, a fost cea privind scăderea remitențelor trimise de migranți către familiile lor.
Conform statisticilor, 1 din 9 persoane depinde de aceste remitențe. Un studiu al Băncii Mondiale remarca faptul că în aprilie 2020 remitențele scăzuseră cu circa 20% și se estima că până la sfârșitul anului scăderea acestora va fi undeva în jurul a 24%, în cifre absolute 508 miliarde de dolari. Se estimează totuși că fluxul de remitență în acest an va crește, sigur nu la valorile din 2019, diminuarea va fi ceva mai redusă, undeva la 14% față de circa 24% înregistrate în 2020. În România, această categorie, sigur, această categorie de lucrători, mulți dintre ei lucrând în domeniul ăsta, acesta al ospitalității, a fost afectată de șomaj, de pierderile de locuri de muncă, lucru care însă nu s-a întâmplat și în România. Dimpotrivă, România în 2020 a crescut numărul lucrătorilor migranți. Sigur, prin hotărâre de guvern s-a decis majorarea numărului acestora, din condiții pe care le știm cu toții, deficitul major de forță de muncă pentru multe dintre profesiile din România, îndeosebi în domeniul construcțiilor, Horeca și alte domenii. Și în fine, ceea ce ar trebui spus la final este faptul că ne putem aștepta în perioada imediat următoare, după terminarea pandemiei și în condițiile în care situația din Afganistan este cea care este și pe care o știm cu toții, ne putem aștepta la noi valuri de refugiați. Nu la aceeași dimensiune ca cele generate de războiul din Siria, dar este nevoie ca autoritățile și la nivel european și la nivel național să fie pregătite pentru un nou aflux de migranți și de refugiați generat, așa cum spuneam, de situația din Afganistan și, bineînțeles, de contextul economic, de numărul mare, destul de mare de migranți existent în statele de la granițele Uniunii Europene. Mulțumesc pentru atenție!